Scandalurile din jurul Jocurilor Olimpice de la Tokyo nu se mai opresc. Directorul creativ al evenimentului și-a dat demisia după ce a insultat o comediantă. Colegul meu, Șerban, a stat cu ochii pe tot ce mișcă la Tokyo și ne spune și nouă. Șerban, ce i-a zis directorul comediantei? Raluca, Hiroshi Sasaki, omul responsabil cu ceremoniile de deschidere și închidere, i-a spus lui Naomi Watanabe, o comediantă din Japonia, că la Jocurile Olimpice ar putea să-și pună urechi de porc și să fie Olympig, un apropo că se încadrează în categoria plus size. Remarca a fost evident considerată una deplasată, mai ales pentru că Watanabe a fost cea care a lansat în Japonia mișcarea Pocha Kawaii, adică dolofan și drăgălaș în japoneză. Sasaki și-a recunoscut vina și a cerut scuze lui Watanabe, dar nu a primit un răspuns încă. Șerban, știu că nu este primul scandal de genul ăsta. Ce impact au avut aceste scandaluri asupra imaginii Jocurilor Olimpice până la urmă? Așa este, nu doar Sasaki, ci și Yoshiro Mori, președintele comitetului de organizare, a demisionat după ce a făcut remări sexiste. E clar că impactul a fost uriaș, dar de când a preluat funcția lui Mori, Seiko Hashimoto, noul președinte al comitetului de organizare a încercat să mai repare lucrurile și a adăugat 12 femei în funcția de director al bordului executiv de organizare de la Tokyo. Crede că și-a spălat păcatele așa. Măcar atât. Mulțumesc!